Este o atmosferă foarte frumoasă aici, mereu mi-a plăcut publicul din Turda. Am avut puține emoții, recunosc, dar zic că a fost un debut cu dreptul pentru mine. Cum ai văzut din teren meciul? A fost un meci dificil pentru că este o diferență foarte mare între juniori și seniori, dar mă forțează destul de mult la antrenamente și voi încerca să ajut această echipă cum pot eu mai mult. Etapa viitoare, te întorci la Bacău, practic, de data aceasta din postura de adversar. Cum crezi că va fi acest? Da, îți dai seama că voi fi foarte motivat pentru că am o revanșă de luat și vreau să arăt Bacăului ce a pierdut. Publicul de la Turda, cum ți s-a părut? Este un public foarte frumos, adică mi se pare cel mai frumos din toată țara asta. Shooting stars above the city.